De-a lungul timpului am tot discutat pe acest canal despre cum să faci selecția de acțiuni, care sunt activele importante, cum să faci o analiză fundamentală, cum să faci o analiză tehnică și cum să gestionezi portofolii investiționale. Însă până acum niciodată nu am discutat despre cât de mult ar trebui să cumpe. Tocmai din această cauză astăzi vom vedea cât ar trebui să investim în realitate. Te salut, Cristian Trăboiu, sunt consultant financiar și investitor în piețele financiare și astăzi aș vrea să discutăm despre cât de mult ar trebui să cumpărăm din activele care ne plac. Și cum o să facem lucrul ăsta? Păi haideți să pornim de la bază. În momentul în care vrem să facem investiții, am scris eu aici investiții ca în filme, trebuie să știm să facem trei tipuri de analize. Prima analiză se cheamă analiză fundamentală. De ce ne interesează să facem această analiză fundamentală? Păi această analiză fundamentală ne spune nouă ce ar trebui să cumpărăm, care sunt activele pe care ar trebui să le cumpărăm în următoarea perioadă, care sunt activele care se potrivesc portofoliului meu investițional. Este suficient să știu ce ar trebui să cumpăr? Nu, nu este suficient. Mai trebuie să răspundem și la întrebarea când să cumpăr. La această întrebare ne răspunde analiza tehnică. Adică, ok, bun, am descoperit care sunt activele care sunt interesante pentru mine ca și investitor. Dar astăzi este momentul oportun să cumpăr aceste active? Păi, Făcând o analiză tehnică, ne dăm seama dacă astăzi este sau nu este un moment bun să cumpăr anumite active. Și le vom cumpăra întotdeauna doar pe cele care astăzi au prețul corect. Dacă nu au prețul corect astăzi, sunt șanse foarte mici că eu să bat piața. Și atunci eu vreau să bat piața, vreau să cumpăr la prețul corect. Ultima analiză pe care ar trebui să o fac se cheamă analiză emoțională. În realitate, această analiză emoțională ne spune cât ar trebui să cumpărăm. Cum ne dăm seama cât ar trebui să cumpărăm? Păi este în funcție de profilul la risc. Profilul meu la risc este diferit de profilul tău la risc. Asta înseamnă că chiar dacă sunt șanse să cumpărăm aceleași tipuri de active, proporțiile din fiecare tip de activ ar trebui să fie diferite da? în funcție de profilul la risc. Pentru că analiza fundamentală și analiza tehnică, noi am tot discutat ce ar trebui să facem cu ea. Ar trebui să ne facem un tabel de acest gen? unde avem analiză calitativă, analiză cantitativă și prognoză după analiza tehnică. Și după ce completăm acest tabel, sunt anumite acțiuni care ar fi potrivite să le cumpăr astăzi. Da, avem aici Tesla și tot felul de alte companii pe care aș putea să le cumpăr astăzi. O să le cumpăr întotdeauna pe aceste companii? Nu întotdeauna. De ce nu întotdeauna? Pentru că sunt unele dintre aceste companii nepotrivite pentru portofoliul meu, și atunci nu o să le cumpăr pe toate. O să le cumpăr doar pe cele care se potrivesc portofoliului meu. Și atunci, cât de mult ar trebui să cumpărăm din fiecare companie în parte? Păi, ar trebui să facem o analiză emoțională și să știu cât cumpăr în funcție de profilul meu la risc. Cum se face un profil la risc? Păi, există anumite teste care îți dau posibilitatea să afli care este profilul tău la risc. Eu în speță am un set de teste de acest gen pe care îl folosesc pentru cursanții mei. La sfârșitul acestui test, ei sunt încadrați într-una dintre cele cinci profiluri la risc. Acum, în cazul în care tu nu ai un astfel de test și nu poți să dai un astfel de test, nu ai de unde să găsești un astfel de test, cum ai putea să răspunzi la întrebarea? Mă, ok, nu știu profilul la risc, dar totuși aș vrea să știu cât de mult ar trebui să cumpăr. Păi există o regulă general valabilă pe care tind să o folosesc oamenii care nu vor să facă investiții în funcție de profilul ales Această regulă se cheamă regula vârstei Și anume, această regula vârstei spune în felul următor Că tu ar trebui să iei vârsta ta și să o pui în procente, în active, cu un risc foarte scăzut Și restul procentelor până la 100 să le pui în active cu risc mai ridicat sau mediu atunci, haideți să luăm niște exemple. Să zicem că îl avem pe Vasile care are 20 de ani, pe Ion care are 40 și Ștefan care are 60 de ani. Pentru Vasile, la vârsta de 20 de ani, ar trebui să aibă în felul următor. 80% din economii să meargă către investiții cu un risc mediu sau mare și vârsta lui, 20%, să meargă către investiții cu un risc scăzut. La Ion, care are 40 de ani, lucrurile stau puțin diferit și anume... 60% din economii merg către investiții cu un risc mediu, spre mare, și 40% din economii merg către investiții cu un risc scăzut sau foarte scăzut. La Ștefan, care are 60 de ani, deja procentele se inversează. Și anume, 40% din economii merg către investiții cu un risc mediu sau mare, și 60% din economii merg către investiții cu un risc scăzut sau foarte scăzut. Asta înseamnă că dacă economisesc pe lună 100 de euro, din acești 100 de euro, Vasile o să meargă cu 80 de euro către investiții cu risc ridicat, 20 de, de, euro către investiții cu risc mediu. Ion, asemănător, va merge cu, 20, cu 60 de euro către investiții cu un risc mediu sau mare, 40 de euro către investiții cu un risc scăzut. Și Ștefan, pentru care 60 de ani, va merge doar cu 40 de euro către investiții cu risc mediu spre mare și cu 60 de euro către investiții cu un risc foarte scăzut. Acum, această regulă a vârstei este foarte ușor de aplicat pentru majoritatea oamenilor, adică nu sunt chestii complicate aici, nu reinventăm roata, nu trimitem rachete pe marți. Da? Deci, aici lucrurile sunt foarte simple, foarte, foarte simple. Și atunci, în momentul în care vrei să-ți construiești niște portofolii investiționale, care sunt aceste portofolii investiționale cu risc mediu, risc ridicat și risc scăzut? Păi avem în principiu cam trei tipuri de portofolii. Portofolii pe termen scurt, portofolii pe termen mediu și portofolii pe termen lung. Portofoliile pe termen scurt sunt mai degrabă portofolii de trading, adică este locul unde ții tranzacția o perioadă foarte scurtă de timp, de obicei sub un an. Și atunci aceste investiții suportă un risc mai ridicat. Portofoliile pe termen mediu iei în considerare o perioadă investițională între 3 și 7 ani. De ce între 3 și 7 ani? Pentru că ne interesează undeva la mijloc, undeva 5 ani ne interesează în medie. Poate uneori mai mult, poate uneori mai puțin, dar în medie 5 ani. Iar portofoliile pe termen lung peste 10 ani. Deci ce sub 10 ani nu prea ne interesează când vorbim la, despre portofolii pe termen lung și foarte lung. La portofoliile pe termen scurt de obicei folosim Forex, Crypto, Mărfuri, CFD-uri, Option Tradings. Pentru că ne dă opțiunea să tranzacționăm foarte rapid în piețele financiare. La portofoliu pe termen mediu, acțiuni. Acțiunile sunt cele mai des folosite pentru că ele au anumite avantaje care îți permit să faci prognoze fix pe perioade de 5 ani, între 3 și 7 ani, undeva pe acolo. Iar la portofoliu pe termen lung, de cei mai multe ori se folosesc ETF-uri sau planuri de acumulare care sunt foarte asemănătoare, în momentul în care îți alegi un ETF, 2, ETF-uri, trei ETF-uri, le pui în portofoliu tău și vrei să le ții pe perioade foarte lungi de timp. Acum, bineînțeles, din aceste trei tipuri de portofolii, riscul cel mai scăzut este în un portofoliu pe termen lung. De ce este riscul foarte scăzut aici? Pentru că volatilitatea nu mai este atât de importantă. Adică volatilitatea poate să fie ridicată pentru că nu este relevantă. Pe tine te interesează ce se întâmplă în 10-20 de ani. Dacă astăzi scade un ETF cu 10%, nu prea te afectează. Este o șansă să cumperi mai mult. Dar dacă scade o criptomonedă cu 10% probabil că te pregătești să scadă mai mult de atât. Și atunci, portofoliul pe termen mediu are un risc mediu. <laughs> dacă portofoliul pe termen lung avea risc scăzut, portofoliul pe termen mediu are și un risc mediu. Înseamnă că și tu trebuie să ai ceva cunoștințe și abilități mai mari decât dacă am discutat doar despre etf uri Iar la un portofoliu pe termen scurt, aici riscul este ridicat, nivelul de cunoștințe și abilități pe care tu trebuie să-l ai trebuie să fie la cel mai înalt nivel pentru că trebuie să știi să gestionezi aceste portofolii în mod activ de la o zi la alta, de la o săptămână la alta, de la o lună la alta și să o faci treaba asta rapid. Da? Tocmai din cauza aceasta riscul este cel mai ridicat aici. Acum, în momentul în care vrei să îți alegi anumite tipuri de active pe care să le pui în portofoliile tale, mai ales când discutăm despre acțiuni, trebuie să te gândești la curba S de creștere. Pentru că pe această curbă S de creștere se găsesc toate tipurile de active, toate tipurile de companii pe care ar trebui să le cumperi și care sunt companiile pe care ar trebui să le cumperi în funcție de profilul tău la risc. Și în momentul în care tu știi care e profilul tău la risc, știi care este curba de creștere, știi unde să plasezi companiile pe această curbă de creștere, știi care sunt companiile bune pe care să le pui în portofoliul tău. Doar că ai nevoie să știi care este profilul tău la risc. Tocmai din această cauză te întreb și pe tine în momentul de față. Tu știi care este profilul tău la risc și în cazul în care știi Pune-mi în zona de comentarii. Cristi, eu am profilul la risc defensiv, agresiv. În cazul în care nu știi care este profilul tău la risc, pune mi în zona de comentarii. Cristi, nu știu care e profilul meu la risc, astfel încât să vedem dacă pot să fac un video special pentru asta. Și hai să tragem și niște concluzii. Stic cu băgare de seamă, pentru că profilul la risc determină investițiile pe care trebuie să le faci. Nu potențialul câștig. Eu știu că noi ca și români vrem câștiguri mari, vrem câștiguri extraordinare, exorbitante doar că nu ele ar trebui să fie cele care să determine investiția mea într-un anumit tip de active. Și profilul meu la risc. Deci profilul meu la risc este cel care determină investițiile pe care ar trebui să le fac. Eu știu că noi în România suntem interesați să facem 10x până mâine, până ieri dacă se poate. În același timp, având cunoștințe și abilități aproape de zero. Dar așa ceva nu este posibil. În lumea asta, pe pământ, pe această planetă, așa ceva nu se poate. Adică poți să faci 10x până mâine? Teoretic da, poți să faci. Având cunoștințe și abilități zero? Nu! Da? Cunoștințe și abilități zero înseamnă păcănele. Dacă vrei să faci 10x până mâine, te duci, baci banii la păcănele și acolo poate ai o șansă. Minimă, dar poate ai o șansă. În lumea investițională nu. În lumea investițională ne interesează să facem investiții corecte și să fim tot timpul în siguranță. Nu să tratăm bursa ca pe un joc de noroc. Nu așa se fac lucrurile. Tocmai din această cauză este nevoie să ne creștem nivelul de cunoștințe și abilități. Dar pas cu pas, da? pas cu pas se face această creștere. Nu peste noapte, pentru că peste noapte nu se poate. Am încercat, nu se poate. Și atunci, un pas făcut astăzi valorează mult mai mult de 100 de nu mă simt pregătit. Pentru că un pas înseamnă acțiune. Acțiunea este singurul lucru care contează acțiunea te duce în punctul în care să ai experiență, să ai abilități și te poate duce, bineînțeles, ca un moment dat să ai succesul pe care tu ți-l dorești. Dar fără abilități nu se poate, pentru că abilitățile sunt în fundația cunoștințelor. Succesul este de-abia aici sus. Succesul este ultimul pas, dar abilitățile este primul. Și dar fă primul pas. Și dacă ți-a plăcut acest video, te rog, apasă butonul de like și lasă-ți aprecierea pentru munca pe care am depus-o aici și în cazul în care nu ești abonat, ia în considerare să te abonezi și apasă și clopoțelul astfel încât să fii notificat de fiecare dată când fac un nou upload. Chiar dacă sunt consultant financiar și investitor acreditat de statul român, informațiile prezentate în acest video nu reprezintă sfat investițional personalizat pentru tine. Nu reprezintă sfat pentru plata taxelor și impozitelor și nu reprezintă sfat investițional adaptat în nevoilor tale personale. Acest video prezintă perspective generale, informații și comentarii. Orice tip de active prezentate în acest video nu ar trebui considerat ca recomandare venită din partea mea. Acest video nu este și nu ar trebui să fie considerat niciodată ca fiind suficient pentru ca tu să iei o decizie investițională. În același timp, este posibil să deții un portofoliu personal, o parte sau toate activele prezentate în acest video. Și nu înseamnă că și tu ar trebui să deții aceste active.